Ai grijă de tine! Mergi la sală! O campanie Music Channel și World Class! Superb, este foarte, foarte binevenit acest stil de aerobic, pentru că te învață să ții și ritmul cu dansul, iar eu, în meseria mea, chiar am foarte multă nevoie de asta, dar, având în vedere că n-am făcut niciodată până acum, n-am avut nicio legătură și nicio treabă, cred că am încurcat toată lumea de acolo, din sală. Tu am văzut că te-ai descurcat foarte bine. Nu, că te-ai descurcat și tu, țineai ritmul pentru prima oară, e foarte bine, crede-mă. Cum e cu sportul la tine? Rușina mea cam greu mă urnesc. Bine, asta și pentru faptul că nu am foarte mult timp, dar adevărul e că dacă vrei să faci, îți faci timp, știi, e vorba aceea. Da. Eu mi-am propus ca de săptămâna viitoare să încep să vin la sală frecvent. Aici cu noi, pentru că o să te urmărim, voi, să știi. Da. Mai ales la aceste ore de aerobic. Cum e cu dieta? Ții regim? Da, mai țin regim atunci când este nevoie, pentru că eu sunt foarte pofticioasă, foarte gurmandă și atunci când văd că întrec măsura, încerc să țin așa o mică dietă. Bine, nu foarte, foarte drastic, pentru că, Doamne ajută, m-a ajutat mama natură, cum s-ar spune, știi? Și nu m-am îngrășat niciodată foarte tare, dar, Doamne ferește, niciodată nu-i târziu și atunci încerc să moderez așa modul de a mânca. Dulciurile, cum stau? Tot îmi place, absolut tot. Este pofticioasă, ca foarte, și mine. Extrem, extrem, extrem. Apă, 2 litri și pe prea. Zi? Nu prea. De ce? Nu prea. Nu știu, mai ales că la concerte se consumă mai multă apă. Păi asta e norocul. Cred că la concerte bea cea mai multă apă. Că dacă n-ar fi fost concertele, cred că aș fi băut foarte puțin apă. Nu știu, cred că aș fi fost foarte deshidratată. Da, acum spune-mi sincer, un concert al tău e mai solicitant decât o oră de aerobic? Cred că da. Cred că consumă mai mult. Da. Și atunci când... Păi de asta nu mă îngraș, ăsta e norocul meu. Atunci când am, eu știu, trei concerte pe seară, atunci chiar simt că nu mai e nevoie să mă duc la sală. Da. Cel puțin o săptămână. Da, erai și tu un copil în tinerețea ta care vrea să meargă la dansuri sau ai făcut vreun sport? Da, fost, când eram micuță, era la modă o trupă de dans în Timișoara, Trompi se numea, și toți copiii erau nebuniți și eu am rugat-o pe mama să mă ducă și pe mine acolo. Mergeam cu mare dragoste, în schimb aveam o mică problemă, prindeam foarte repede pași și tot, mai aveam probleme cu ritmul și niciodată nu puteam să avansez mai mult decât eram în momentul acela, pentru că nu prindeam ritmul. Pașii prindeam foarte repede, după aceea cu timpul am început să-mi revin. Asta am făcut. În schimb, pot să zic că legat de muzică, mi-aduc aminte că tatăl meu este cel care... Tata și cu mama au fost cei care m-au împins de la spate și m-au dus la toate concursurile de muzică, la școală, la toate sărbătorile eu cântam. Deci faptul că eu acum sunt cântăreață îi datorez tatălui meu. El mă lua de mânză și mă ducea și la concursurile de Miss, să ne înțelegem, da?
După care am început această carieră și îmi dau seama că el a avut foarte, foarte multă dreptate. Ca drept dovadă, nu mă văd făcând altceva acum. Adică tu mergeai cu tatăl tău de mănuță la concursurile de Miss acolo? Da, era un moment foarte haios pentru că toate fetele erau cu mămicile, iar eu eram cu tata, care îmi spunea ce ruși să-mi dau pe buze, ce sutien trebuie să-mi pun, ce cerceluș trebuie să-mi pun. Deci tata era în permanență cu mine și de fiecare dată când vedea cât un anunț în ziar, eu eram... Bine, hai! Eu eram la concursul de Miss, dar uite, culmea, paradoxul este că chiar le câștigam pe toate. Nu știu, tata vedea bine, ce vedea, nu știu ce să zic. Bun, prefer o oră de aerobic de Taibo care te solicită foarte mult cardio vorbind sau prefer să tragi de fiare? Eu prefer aerobic pentru că am avut o perioadă în care am făcut foarte mult sport, mă rog, o perioadă de 6 luni de zile în care am insistat foarte mult și atunci am făcut numai aerobic. Și într-adevăr s-au văzut rezultatele și atunci eu personal prefer aerobicul. Bine, îți mulțumesc tare mult, să ai o zi minunată, că acum că ai început-o cu dreptul, cum s-ar zice, și te așteptăm la sală să vii cu noi să facem sport împreună. Cu mare drag, cu mare drag. Te pupăm! Pa! Ai grijă de tine! Mergi la sală! O campanie Music Channel și World Class!